Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Mergem la turneul final cu stil. România bate 1-0. Ok, nu a fost un meci spectaculos, dar batem Elveția, echipa care era favorita grupei. O batem în ultimul meci. 1-0, terminăm grupa neînvinși, cu o victorie în fața principalei contracandidate. Avem o distanță de multe puncte în fața Elveției la finalul grupei și mergem, ne pregătim pentru tragerea la sorți pentru Euro 2024. Discutăm aici în studio despre meciul din această seară, despre perspectivele fotbalului românesc după această calificare într-un stil neașteptat pentru naționala lui Edi Iordănescu. Discutăm cu profesorul Grigore Sichitiu. Bună seara, domnule profesor. Și Alberto Boțoghină. Bună seara, Alberto. Salutare. Cum e pronosticurile? Cu pronosticurile întreb și eu așa, doar ca să nu zic că trecem prea repede peste acest aspect, Alberto. Da. A comentat cineva acum că tot ce critică Alberto se transformă în aur. Nu prea mai văd eu, îi dă peste nas. Așa. Mi se pare că e o afacere perfectă. Poate cei de la Federația Română mă vor contacta. Așa. Și aș spun înainte de fiecare meci. Ce nu se întâmplă? Exact ce nu se întâmplă, nu? Ce se întâmplă, da, pentru că dacă ăsta e secretul, atunci mă sacrific eu să fiu hipsterul, haterul de serviciu și să ajung campion european. Okay. E perfect. 1-0 am zis, nu? Parcă atât. 2-1 am zis, 1-0 s-a terminat. Deci, eu am zis 1-1. Deci aproape că, am fost acolo. Noi am fost de partea binelui, domn profesor, corect, în seara asta. Corect, corect. Noi am vorbit de calificare, numai Alberto. Spre deosebire de colegul nostru care a fost de partea răului în seara asta. Incredibil, Alberto. Domn profesor, ce ziceți de toată treaba asta, de toată de deznodământul ăsta, 1-0 batem Elveția. Domnilor, e o speranță pentru viitorul acestei echipe naționale. Okay. E o speranță pentru că, iată, au reușit să înlănțuiască două victorii. Okay. Deci cu Israel și cu în momente foarte grele, în care dacă nu reușeau, era compromisă calificarea, iar acum ajungeai în urna a patra. Deci, din punctul ăsta de vedere, echipa a arătat personalitate, a arătat că știe să joace la rezultat, iar felicitări lui Edi că a știut să aleagă jucătorii ca să obțină rezultatul respectiv, pentru că a făcut 5 schimbări față de meciul cu Israel. Deci, ceea ce spuneam noi la începutul emisiunii, că el a simțit bine jucătorii care pot să facă față și nu a jucat cu jucători care să fie epuizați după meciul cu Israel. Și planul a fost bine. Și planul a fost foarte, foarte bine făcut. Schimbările foarte bine făcute. Adică, ce spuneam la emisiunea trecută, că fotbalul românesc a câștigat o echipă de perspectivă, dar a câștigat și un selecționar care, iată, face mutări foarte bune. Ceea ce a făcut Iachim, iertați-mă, a făcut schimbări cu jucători din Bundesliga în minutul 83? Târziu. Mergem la Stadionul Național. Hai să vedem cine vorbește, cine dă declarații. Și-a menținut stilul de joc. A reușit să joace la puncte, așa cum trebuie să joace o calificare. Și a reușit să facă cât de cât un grup din această echipă și să termină pe primul loc. Cum trebuie să primim această calificare? Eu cred că e meritată, pentru că s-a muncit foarte mult, dar cred că e foarte importantă să vedem la turneul final va fi alt nivel și acolo trebuie să ne îmbunătățim jocul. Ce grupă ați vrea așa pentru? Nu știu, n-am niciun. Ciao. Ce jucător mai interesează? Andrei? Da, cred că vorbea și premierul Ciolacu, dacă nu mă înșel, în partea cealaltă, dacă putem să-l vedem. A ținut frontul, cum se spune. Oricum, felicitări. Hai, și România! Ne-am calificat și noi. Și ce părere aveți? E un nou început. Hai, România! S-a lipit de calificarea asta, domnul Ciolacu. Se lipește frumos așa de tot ce e frumos în țara asta. Alberto, ce zici de treaba asta? Da, am mai spus-o și data trecută. De asta nu-mi plac. Adică astea sunt imaginile negre din momentul unei calificări. Că vin niște băieți din zona asta de politic și se pozează brusc lângă fotbalul românesc, lângă echipa națională, lângă jucători. Îmi închipui că dacă România era pe ultimul loc acum, domnul Ciolacu nu venea la meciul ăsta. Ori nu venea, ori ieșea așa, discret. Sau ieșea prin parcare, da. Da.
Uite, spune cineva acum, ca să nu uit, ia să vedem. Că subiectul, dar îmi spune că, uite, Alberto, dacă tu citești mesaje, poate vezi mesajul ăsta și te tunzi, nu fac nimic, nu mai schimb nimic, rămân așa, că ăsta e secretul pentru echipa națională. Hai să vedem ce mai spun oamenii repede, că vreau să trecem un pic și prin ce spun oamenii, că sunt interesante comentariile. Corect. O nouă generație de aur, se întreabă cineva, e departe. Nu, e departe. E deocamdată, numai rezultatele vor putea să confirme dacă e sau nu. Bun. Deci o echipă este egală cu rezultatele ei. Deocamdată cântă rezultatele pentru Edi Iordănescu. Foarte bine, 10 meciuri neînvinși și în preliminarii. Da. Tiberiu Dicu zice, super Coman, super Moldovan, Burcă și Bancu. Ok, frumos meci, zice altcineva. Repede, că vreau să mai citesc repede comentarii. Edvard m-a invins, spune altcineva. Forța Edi, spune altcineva. Deci nu vreau să vă spun câte comentarii critice erau la adresa lui Edi Iordănescu în ultimele luni. Deci nu acum. Da, după meciul cu Israel acasă. Azi ne-a învins Edi definitiv. Respect. Uite, lumea se întoarce. Uitați, corect, lumea se întoarce. Corect, și e foarte corect. Se întoarce cu fața spre Edi Iordănescu. Alberto, dar așa, da, cite, bravo moldovan, zice cineva. Elveția este o echipă foarte puternică, am alergat foarte mult, asta este cheia succesului. M-a surprins România, nu credeam că poate să apere așa bine, dar să și câștige. Măi băieți, cât sunteți de negativiști sau poate doar provocatori, zice cineva. Felicitări, România, ne-au închis gura, ce să mai pe Pușcaș, nu-l sufeream, acum încep să-l iubesc. Moldovan îmi dădea niște emoții de oricând l-aș fi preferat pe Niță, dar după intervențiile astea, e adevărat, chiar are dreptate. Ia să vedem, stai să vedem. Rațiu a fost fantastic, vă iubim băieți. Da. Deci lumea arată că este suporterii, da. Sunt cunoscători și cât mai obiectivi ai evoluției echipei. Asta e un lucru foarte bun. Da. Alberto, ia să vedem. Negativistul Alberto, să vedem ce a văzut pozitiv în seara asta. Uite, vezi... Bine, el e pe invers, adică să... Imaginea asta, dar nu e neapărat așa. Mie mi se pare că e normal că atunci când jocul arată prost, rezultatele sunt proaste, evoluțiile sunt proaste, să critici, iar acum când jocul e decent, s-a obținut o calificare, să lauzi ce e de lăudat. Mi se pare că e ceva normal, ar fi fost urât să fie altfel. Da. Mi se pare că de fiecare dată, atât noi, cât și oamenii care ne urmăresc, ai spus tu cum s-au schimbat la față și cum s-au întors, de fapt, cum și-au întors fața către Edi Iordănescu. Până la urmă, e normal să fie așa. Da, așa e. E normal să fie așa, da. Acum știi cum e, dacă aceiași oameni care acum vor scrie bravo Edi Iordănescu, da. Dacă la Euro vom fi, nu știu, hai să mergem tot pe zona asta, că tot ai zis că sunt eu negativistul de serviciu, dacă la Euro să spunem că vom juca foarte slab și vom pierde, aceiași oameni poate că îl vor critica din nou pe Edi Iordănescu. Mie mi se pare normal că atunci când jocul a arătat foarte slab, unii să pună pariuri și să se vopsească, iar atunci când jocul arată bine și ne calificăm, să putem să recunoaștem că Edi Iordănescu a nimerit strategia și că echipa națională a fost bine în meciul ăsta, dar cu un Horațiu Moldovan, eu zic că e omul meciului și e un portar descoperit și dintr-o conjunctură, că nu mai aveam pe Niță, cred, în acea perioadă. A fost alegerea lui Edi Iordănescu, a staff-ului lui și nu știu, poate voi aveți altă părere, dar mie mi s-a părut că el e omul meciului în seara asta. De acord, domn categoric, profesor, a fost omul meciului pentru că a scos 3 mingi de gol. Da, a scos. Și nu e prima dată. La echipa națională, el mereu ne-a ținut, a ținut poarta. Da. Fără discuție. Din punctul ăsta de vedere, eu spun că Moldovan este omul calificării. Adică, ziceți așa, da. Da, este omul calificării, pentru că atât timp cât un portar scoate mingile cele mai grele, da. Dă încredere echipei și ai înscris un gol sau ai făcut 0-0 să schimb, pentru că să ne aducem aminte și cu prietenii noștri din Est. A reușit să, la 0-0 a reușit să obțină, să țină poarta. Deci, da. Din punctul ăsta de vedere, cred că el este omul care a avut evoluțiile cele mai constante și a scos mingile cele mai grele. Okay. Deci, din punctul ăsta de vedere, echipa națională a câștigat un portar, da. De perspectivă. Da. Avem o linie de fund
din punctul ăsta de vedere, cu Rațiu, cu Drăgușin, cu Burcă, la Bancu, acolo mai v-ați mai pierdut din entuziasm, da. Când ați început așa, enumerarea, deci, ați început-o ăsta... cu avânt, așa, domnul profesor. Da, da. Da, deci ăștia trei nu că-s de acord cu sunt un câștig, da. În zona de mijloc, de bandă, Stanciu și Iani sau oricine ar veni în partea, pe bănzi, avem, da, într-adevăr. În față, iarăși, fie că joacă Pușcaș, fie că joacă Alibec, iată că sunt jucători care înscriu, da, ceea ce este un lucru foarte bun. Adică echipa are jucători de valoare cam în toate zonele. Și asta este un lucru de perspective și un lucru care, mai ales, repet, este o echipă în care se poate să pui mai multă pregătire și au șansă să crească. Da. Asta este, că dacă erau jucători de peste 30 de ani, domne, e închisă treaba. Dar ei sunt jucători care încă pot să progreseze și, repet, m-aș bucura dacă pe lângă jucătorii care joacă în străinătate, cum e, da, Rațiu, cum e Drăgușin, cum e Burcă, că și el joacă afară, dar, mă rog, Stanciu și ceilalți, noi am putea să crească și jucătorii care joacă în campionatul intern. E adevărat, aici este problema. Da, mă rog, asta aici este mult problema de discutat pe tema asta. Da. Vreau să te întreb, Alberto, de câștigul și de fapt ce are echipa asta bun? Ce ți se pare că are important echipa asta? Ce are un portar? Da. Să plecăm cu lucrul ăsta. Horațiu Moldovan, de când a intrat în poartă, nu a greșit, sau dacă a mai greșit sau a mai bâlbâit niște mingi, nu s-au văzut pe tabelă, n-au afectat rezultatele. Mi se pare că ăsta e un câștig important. Cred, deși parcă a scârțit așa un pic, nu știu, meciul ăsta, parcă au mai avut pe centru acolo ocazii elvețienii. Cred că a mai câștigat un cuplu de fundași centrali, Burcă, da, și Drăgușin, cred că ei vor fi oamenii de acolo. L-a recâștigat pe Rațiu. Avem în continuare o problemă în partea stângă atunci când trebuie să ne apărăm. Nu-mi dau seama dacă a câștigat ceva în mod concret, pentru că despre familie vorbeau băieții ăștia și când era Cosmin Contra, și când era Mirel Rădoi. Dacă ne aducem aminte, atunci când a plecat Rădoi, s-a spus că au fost 5-6 jucători din ăștia mai importanți, Stanciu, Răzvan Marin, care au încercat să-l convingă să rămână pe Mirel Rădoi. Adică am impresia că în ultimii ani a fost mereu, cum se spune, o atmosferă bună la echipa, da, națională. Da. Cred că acum cel mai important lucru pe care l-a câștigat România e atașamentul suporterilor. Echipa națională, pentru că n-a avut rezultate, a suferit din punctul ăsta de vedere, a devenit ținta ironiilor, a bășcăliilor, cum ai mai spus tu. Dar uite că acum, inclusiv în comentariile oamenilor care se uită la noi, inclusiv pe stadion am văzut 50.000 de oameni, probabil că și în audiențele TV am văzut atât la meciul cu Israel, probabil că și acum a fost o audiență foarte bună, o să vedem mâine. Cred că a câștigat din nou atenția publicului și asta e important. Echipa națională scăzuse ca nivel de interes pentru că nici nu mai livra performanțe, nu mai avea atât de multe lucruri bune de spus. Acum însă, uite, se poate, așa cum spunea și domn profesor, se poate construi pe această calificare. Acum rămâne de văzut că noi am crezut că mai construim și în 2016 pe calificarea aia, okay, dar n-am mai construit nimic. Ce ziceți de pasa lui Moruțan? Bine, pasa lui Stanciu, dar după aia de mingea întoarsă de Moruțan. Perfectă. L-a văzut pe Alibec în zona centrală și a pus-o în care putea să înscrie oricine. Din punctul ăsta de vedere, jucătorii se simt între ei. Stați așa, stați să-l auzim un pic pe Daniel Niculae și ne întoarcem aici să discutăm. Nu, cel mic. Gata? Victorie uriașă în această seară, Nicu. Cine s-ar fi așteptat, sincer? La începutul preliminarilor nu ne-am fi așteptat, era clar cine este favorita, cred că din punctul de vedere a tuturor specialiștilor și a tuturor cunoscătorilor de fotbal. Elveția este o echipă, are în componență jucători foarte, foarte buni, însă echipa din această campanie de calificare a fost echipa României. Astăzi am reușit să-i batem, am reușit să câștigăm, am reușit să facem punctele care le-am făcut în această grupă datorită grupului, datorită faptului că atât conducerea tehnică cât și conducerea administrativă a reușit să aducă liniștea necesară la nivelul gazonului și asta s-a văzut. E clar că
sunt și au fost și meciuri în care cred că puteam mult mai mult, însă jucătorii ăștia au un potențial mare și ne fac să avem încredere și mai mare acum pentru... Această grupă putem să sperăm la Euro, că putem să avem realizări bune? Eu zic că da. Demonstrat și în această seară că ne putem ridica la un nivel foarte, foarte înalt. La cel mai înalt nivel și nu doar cu unul sau doi jucători, ci cu mai mulți. Iar au fost jucători de-a lungul preliminarilor care au fost ireproșabili, au fost jucători care au făcut diferența, au fost jucători care, de la care lumea s-a așteptat să facă diferența, chiar dacă nu au reușit să înscrie goluri sau să dea pase decisive, au fost acolo și aici mă refer în special la Stanciu, pentru că a făcut o partidă foarte, foarte bună și în această seară. Se poate spune că au crescut și acei jucători de la generația Under 21 din 2019? Bineînțeles. Rezultatele, toate palierele dau încredere tuturor jucătorilor, nu doar jucătorilor care au participat la competiția respectivă. Jucătorii de la Under 21 au demonstrat că se poate, au dat un impuls și celor de la echipa mare și ați văzut că și acum avem rezultat. Că avem rezultate foarte bune și la nivel de echipe de juniori. Asta dau încredere tuturor, dau încredere oamenilor care vin și se bucură de această galeo. Senzațional. O campanie foarte, foarte bună. Moldo este, a fost și este cred eu, cel mai bun portar din România. Și la Euro, mai țineți la Rapid? Dacă a ajuns la Euro. O să-l sun, să-l trimit acasă că avem meci important luni seară cu Universitatea Cluj-Napoca. Trebuie să felicitați cu toții. Bravo lor, este meritul lor, meritul familiilor lor, celor care au avut încredere în ei și noi ne bucurăm că ne aduc bucuri. Și la tineretă am făcut 2-2, felicitări Pancone. Cum să nu. Pancone face o treabă foarte, foarte bună. Chiar dacă acum, să zicem că toate felicitările se duc către prima reprezentativă și cum este și normal, dar Pancone face o treabă foarte, foarte bună. A fost și domnul Cescu la meci, a stat Gheorghe Hagi, voi puteți să-l convingeți să vină către Rapid? Cred că orice echipă din România, sau nu doar din România, și-ar dori să-l aibă pe Nemercea Lucescu. Seara bună! Da, l-am văzut pe președintele Rapidului, îl cunoașteți, nu, domn profesor? Da, întrebați-l. Așa. Am avut multe momente în care am crezut în acest copil, pentru acum că... Acum nu mai credeți, sau cum? Păi acum eu cred că el mi-a luat locul în funcția de conducere la Rapidului este și el membru în comitetul executiv. Unde se trag sforile acolo, înțeleg că se trag toate astea. Acolo peste tot, domnilor, știți cum e vorba, există... Sfori la nivel mondial și sfori la nivel local. Nu există lumea fără sfori. Nu există, pentru, să nu-i spun altfel. Okay. Da, pentru că peste tot există interese. Și atunci, acolo unde există interese, este normal ca lumea să aibă și slăbiciuni. Corect, așa este. Știți cât Blatter și cu Platini au condus atâta timp FIFA și ați văzut că la cel mai înalt nivel... Corupția era în floare. Nu știu dacă a fost, că până acum au fost achitați. Nu? Au fost achitați. De ce a mers Campionatul Mondial în Rusia? De ce a mers în Qatar? De ce? Deci sunt peste tot interese și toate au, cum să spunem așa, suspiciuni. De aceea, la ora actuală, și eu aș spune că în această muncă, știți că cineva îmi spunea, și domnule, eu când m-am dus la Rapid, zice, domnule, ai grijă că Rapidul este un club care are presiune, care are... Păi, ce cauți la fotbal dacă nu rezisti presiunii? Nu te duci la un club cu presiune. Categoric. Hai să vedem niște imagini de la final, de pe gazon, cu o bucurie, o mică... cum să-i spunem, sărbătoare organizată de Federația Română de Fotbal. Hai să vedem ce a fost acolo. Să punem telefonul sus, cu brițul aprins pentru generația asta strălucitoare. Toată lumea. Venim aici cu toții, băieți, venim aici cu toții, toată lumea. Hai aici în centru. Haideți aici. Toate telefoanele sus. O să ne amintim de momentul ăsta toți împreună. Hai, toată lumea jos, știi ce urmează acum. Toată lumea jos. Hai. Toată lumea jos, tot staful să fie aici.
Trăim într-o perioadă în care totul trebuie să fie așa strălucitor, cu blițuri, cu brizbrizuri, cu panglicuțe. Vin sărbătorile de iarnă. Pe vremuri când generația de aur se califica la turneele finale, era, în primul rând era o chestie normală și băieții încingeau o horă undeva la mijlocul terenului și aia era toată sărbătoarea de calificare. Acum trebuie să fie așa un pic mai special. Da, pentru... și e normal să fie, pentru că sunt alte timpuri. Alte timpuri, nu? Categoric. Alberto, ți-a plăcut sărbătoarea? Da, dacă deschideai televizoarele după 7-8 luni în care nu aveai acces la informații, credeai că am câștigat euro. Jur că asta am avut și o senzație. Bravo, așa e. Da. Mai era puțin și băgau We Are The Champions. Asta am avut senzația că urmează după România alea. Ce va fi dacă ajungem undeva? Tot ne facem speranțe. Tot forțează scandarea asta, dar nu lumea n-o prinde. Vedeți că n-o prinde asta cu care vine din Ciuleandra așa derivată. Nu, e românul scandează ole, ole. Nu, aia era altceva cu ole, ole. Trebuie să se inspire de la rapidiști. De la rapidiști, nu? Pentru că Rapidul cântă cel mai frumos din toată țara. Clar. Dacă chemau corsicanii, spun eu că făceau o demonstrație de într-adevăr. Stați puțin, domn profesor, cu corsicanii, că dădeau corsicanii niște bipuri pe la stadion. Dar vedeți că nu mai sunt corsicani acum. Domn profesor, stadion, nu mai sunt corsicani, sunt boccii acum, dacă vreți să le spuneți. Știți că tot acolo sunt. În ordine, deci, atmosfera. V-a plăcut? Da, așa, măcar. Așa, de o seară. E un început. Stați un pic să ne obișnuim cu ei. Să ne obișnuim cu momentele astea. Poate, într-adevăr, această generație să ne oferă și alte calificări și să aibă o comportare de excepție la turneul final. Deocamdată vom vedea. E o speranță. Eu sper ca cele două foruri care conduc fotbalul în România, Federația și Liga, să își propună să facă un program de așa natură încât să ajute echipa națională. Și mă refer așa. Am lucrat ani de zile la asemenea programe. Așa. Unu, să ofere timp de pregătire lotului național înainte de turneul final. Okay. Cu sau fără jucătorii din străinătate. Este unu. Da. În al doilea rând, să ofere posibilitatea să facă un cantonament de pregătire chiar în iarnă. Da. Pentru că să lase o pauză mai mare, să nu mai începe în campionatul în 10 ianuarie. Deci, din punctul ăsta de vedere, echipa națională să primeze din punct de vedere al programului în al doilea rând. Sunt convins că Edi va ține legătură cu antrenorii și mai ales cu preparatorii fizici
și doctorul cu doctorii de club, ca într-adevăr jucătorii susceptibili pentru echipa națională să aibă un program special de pregătire, da, să aibă vitaminizare de la cel mai înalt nivel, da, și să evite accidentările, pentru că sunt esențiale prezența jucătorilor de echipă națională și, ca la turneul final să vină nu epuizați și, da, nu accidentați, da, și nu cu recuperări, să vină într-o formă foarte bună, pentru că timpul de pregătire a turneului final este din ce în ce mai scurt pentru jucătorii de afară. Da. Echipa națională, federația, trebuie să facă cu liga de așa natură programul încât să primeze, da, jucătorii care să primeze echipa națională, să ofere timp de pregătire. Dacă se trezește domnul Iorgulescu din somn, adică asta. Mă rog, că e într-o somnolență totală de câțiva ani așa. Domnule, mă rog, dincolo acum, de... Acum fiecare... De asta spun că ar trebui ca onorata comisie, da, să cheme antrenorii de echipă naționale împreună, antrenorii de club, da, cu antrenorii de echipă naționale care nu s-au întâlnit niciodată, să-i cheme. Noi ne întâlneam, făceam curs o săptămână în fiecare pauză de competițională și să stabilească împreună. Pentru că antrenorii de la club pot să ajute foarte mult într-o discuție cu antrenorii de la echipă națională, programe speciale de pregătire pentru jucătorii care sunt la echipă națională, da, sau susceptibili ca într-adevăr să vină cu un grad de pregătire. Să rămână la individualizare după ce termină antrenamentul, pentru că jucătorii care sunt pentru echipa națională trebuie neapărat să aibă o pregătire specială. Iar medicul pe care îl cunoști, care am lucrat cu el, cu doctorul Stamatescu, care este medic cu specializare în medicină sportivă, să-ți discute cu medicii de la nivelul echipelor. Înțeleg. Pentru că nu știu ce vitaminizare au jucătorii de la nu știu ce club și ce vitaminizare au nevoie că atunci când vin la nivelul echipei naționale. Pentru că toată această strategie trebuie pusă pe hârtie. Și să mă ierte comisia tehnică, dacă lăsăm totul la mâna lui Stoichiță, suntem vai de mama noastră. Deci aici trebuie să domine cei care într-adevăr au experiență. Domnule, da, asta este realitatea. Da. Dați-mi o măsură pe care a luat-o comisia tehnică, da? Dați-mi una. Nu prea care... știu. Nu știu să vă spun. Păi dați-mi una. Am avut campionat european în Franța, campionat mondial s-au dus antrenorii, a strâns cineva toate noutățile să vină să discute cu antrenorii. A strâns cineva antrenorii, șefii de centre de la copii și juniori, să le spună cum se formează un jucător de mare performanță. Cine îi cheamă? Nu îi cheamă nimeni. Sunt de acord cu dumneavoastră. Păi asta este marea problemă. Adică ăla de la Baia Mare și de la Botoșani, că au și ei jucători, ar trebui chemat și spun, uite, domnule, ăsta este programul. Că dacă fac 3 antrenamente pe săptămână, când vin la echipa națională, nu mai pot să fugă. De aceea ar trebui ca toate lucrurile astea, acum, când avem rezultate, toate astea ar trebui făcute și federația să iese din această adormire, pentru că la ora actuală îi forțează nivelul. Au ajuns acolo unde ar trebui să schimbe ceva. Stați să numere banii, că acum o să vină vreo 10 milioane din calificarea asta, se împar banii. Dacă rămânem numai la nivelul cât câștigă primele, asta cred că o să fie prioritatea în momentul ăsta. Întrebare, pentru dumneavoastră și pentru Alberto, încep cu Alberto, ce perspective credeți că avem la Euro după finalul ăsta de preliminarii? Păi, hai să vedem. Acum cred că avem două variante. Avem varianta să picăm așa într-o latură foarte optimistă după ce am văzut ultimele două meciuri, da, cu Israel, Slovenia și cu Elveția. Să vină Slovenia, nu, domn profesor? Slovenia, da, Slovacia și să vină Slovenia, Austria, Slovacia, da, și cele trei. Așa. Plus un balaur. Un balaur Belgia, să zicem. Nu știu. Nu e așa balaur Belgia. S-ar putea să fie, nu știu. S-a mai debălăurit un pic și Belgia. Una, să vină și un balaur și avem, da, trei cu care ne putem lupta liniștiți. Alberto, tu ce balaur vrei? Păi nu, dacă ar fi să vedem așa meciuri grele, probabil că ar fi frumos să picăm cu Franța. Da. Dar dacă am vrea un balaur mai accesibil acum în perioada asta, cred că Germania mi se pare mie... dintre echipele cu nume, cea care ieșea într-o schimbare, într-o căutare așa în momentul ăsta. Balauren. E un fel de balauren în momentul ăsta, Germania. Da. Da.
Deci, domn profesor, de ce câștigăm am euro? Am făcut programe în acestea, înainte noi am făcut programul finale. Câștigăm am euro. Am făcut multe. Da. Deci, în primul rând, trebuie ales 3-4 meciuri. Ok. 3-4 meciuri de când pregătire. Când asta? Imediat? Păi după pregătiri. După ce tragerea la sorți. Care să fie pe specificul adversarilor cât mai aproape, pentru că acum școlile s-au mixat, nu mai e o problemă mare în care școala latină, anglosaxonă să fie diferite. Acum este o mixare. Da. Dar, cunoscând aspectele, acum Edi trebuie să-și aleagă minim 3 variante pe fiecare post. Okay. Minim 3 variante, pentru că nu știi care din jucătorii ăștia ajung în formă la... înainte de turneu final, da. Și nu sunt accidentați, pot să primească și mai ales acum la nivel de echipe cu care jucătorii, eu asta aș sugera, ca Edi să cheme jucătorii din țară la mai mult. Stadii minime de 2-3 zile când poate să stea cu ei de vorbă pentru o pregătire tactică specială față de turneul final. În cazul în care tu trebuie să vii să joci în locul lui Bancu sau în locul lui Rațiu. Exact, el trebuie să-și aleagă cel puțin 3 variante. În al doilea rând, este urmărirea adversarilor pentru turneul final trebuie făcută cu foarte multă profesionalism, pentru că ai nevoie de date scurte, pentru că nu poți să pregătești 3 meciuri înainte de turneu. Da. Și atunci ai nevoie ca în timp să discuți cu jucătorii, uite, cam ăștia sunt jucătorii periculoși de la echipa Germaniei. Dau un exemplu. Da. Ăștia sunt jucătorii... Bun, hai să vedem cum pregătim echipa, pentru că timpul e foarte scurt. Da. De la un meci la altul ai 3 zile. Da. Și atunci, dacă nu ți iei măsuri din timp, un jucătorii ascultă, știți, ajungem la ce spunea Dem Rădulescu, a fost întrebat, nu vă supărați, vorbiți engleză? Și el a spus, da, aud, perfect. Jucătorii ascultă. Deci și pună în practică este o chestiune foarte, foarte, foarte delicată. De aceea, Edi trebuie să colaboreze foarte bine cu antrenorii din țară și străinătate, pentru că are nevoie ca să știe exact forma jucătorilor pentru selecția finală, la turneul final. Pentru că una e să iei să-i folosești mai multe variante tactice la jocurile amicale și după aceea trebuie să te decizi pentru lotul la turneul final. Alberto. Da, spuneți, vă rog. În final, unde ne oprim la euro? Hai să vedem. Un nou pronostic... Tu spune ceva invers ca să meargă bine. Tu spune și noi înțelegem. Tu spune ceva invers ca să meargă bine. Facem atunci aceeași rețetă. Hai să zic că ne oprim în grupe, că jucăm doar 3 meciuri, ca să poată băieții să mă contrazic, așa cum s-a întâmplat și astăzi, să ajungem mult mai departe, nu? Eu zic că e civilizat ce spui, da. E decent. Uite, spune cineva acum repede că ne oprim în optim. Vezi, uite, sunt oameni mult mai optimiști decât mine, dar așa cum am spus, ăsta e rolul pe care îl joc. Că ne-am asumat că eu trebuie să zic ceva pe negativ, ca să iasă lucrurile bune, nu? Așa, corect. După ce vedem grupa, putem mai să discutăm. Vorbim. Alberto, domnule profesor, vă mulțumesc mult de tot și pentru prezența în seara asta. Și ajută, o seară frumoasă. Ne vedem mâine dimineață la 9:01 la GSP Live. Ne-am calificat la Euro, ne învinși și cu victorii în ultimele 2 meciuri importante cu Israel și Elveția. Mâine dimineață, 9:01, GSP Live. Nu uitați site-ul www.gsp.ro pentru toate comentariile de după acest final de campanie de calificare. Noapte bună, pe mâine dimineață, toate bune!